Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit în magazia mea! Vreau să vă arăt ce am pregătit anul acesta. În spate mai am ce mi-a rămas de anul trecut, foarte puține, iar anul acesta am început să umplu borcanele. Suntem trei familii, noi și copiii. Tot ce vedeți, punem din curtea noastră puțin câte puțin. Nu facem nimic pentru vânzare, doar pentru noi. Pentru cei care nu știu să pună conserve pentru iarnă, poate că pare mult. Nu e mult. Suntem trei familii. Pentru noi este necesarul acesta. Să vă arăt ce am pus anul acesta. Păstăi. Păstăi la borcan. Mai am deja în sterilizator încă 7 borcane. Aici am gemuri făcute. Dovlecei. Dovlecei cu verdeață, dovlecei cu un pic de morcov, dovlecei cu un pic de ardei gras, ce am avut prin grădină. Dovlecei tăiați cu bulețe pe care îi folosesc la tocănițe, la ciorbe, la chifteluțe. Iarna am de ce să mă leg. Verdeață și plante medicinale pe care le-am cules de pe munte. Facem ceaiuri, punem verdețuri uscate la mâncare. Prefer să le păstrez așa uscate. Uitați-vă ce frumos își păstrează culoarea. Acesta este leuștean. Are o aromă fantastică. Îl usuc în deshidrator. Un deshidrator ieftin, nu contează marca, toate sunt bune. Uitați-vă ce leuștean frumos am. Aici am soc, păducel, cimbrișor de câmp, pun la toate tocăturile. Urmează să smulgem săptămâna viitoare și cimbrul de grădină. Aici mai am gem, conservă de pește, sărmăluțe la borcan. V-am spus că noi facem sarmale, le fierbem și apoi le sterilizăm în borcane, dăm și la copii. Și numai bine ei când vin de la serviciu au ceva bun de la mama. Dulceață de trandafiri, plante uscate, verdețuri din grădină, mărar, pătrunjel, ceapă verde. Aici avem castraveți. 72 de borcane de castraveți în oțet am pus până acum din grădină. Puțin câte puțin, în funcție de cât adunăm. Și mai micuți și mai mărișori, nu i-am lăsat să ajungă foarte mari. Găsiți toate rețetele pe blogul meu, o să vă las dedesubt în descriere conservele, rețetele mele de conserve. Puțin câte puțin. În sterilizator mai am niște borcane cu roșii pe care le-am pus în suc propriu și de săptămâna viitoare intrăm la făcut suc de roșii, că încep să se coacă roșiile. Aici am atârnat toate minunățiile mele, toate acestea vor fi puse pe pereți în momentul în care voi termina și foișorul. Le-am adunat de peste tot, de pe unde am umblat. Lavandă, plante uscate, minunate. Lavanda aceasta o să o pun prin casă. Pentru cei sunătoare, sunt de anul trecut, acești ardei uscați, dar eu îi voi folosi pe aceștia ca decor. Omul sfințește locul, nu locul pe om. Și dacă avem două mâini, să le folosim, pentru că atunci când gătești cu drag pentru familie și faci totul cât mai natural, fără vegeta, fără conservant, fără tot felul de gelifianți minune, se vede. Puțin câte puțin. Nu e mult. E căsuța noastră. Cred că sunt gospodine care au beciurile mult mai bogate decât mine. Eu am vrut doar să vă arăt ce am făcut noi. La revedere!